Știați că între muzică și matematică există o strânsă legătură? Nu te speria! Trebuie doar să știi ce înseamnă jumătate dintr-un întreg, adică să împarți acel întreg la doi. Să facem un test! Jumătatea lui 4? 2! Jumătatea lui 1? 0,5! Sau 1 pe 2? Ok, hai că te-ai descurcat! Să trecem la treabă! În muzică întâlnim de multe ori note urmate de un punct, ca aceasta. Ce rol are acest punct, aflăm astăzi. Vă voi da un indiciu. Se numește punct de prelungire. Dacă e de prelungire, nota va deveni mai lungă sau mai scurtă? Mai lungă! Corect! Înainte de toate, vom separa punctul de notă. În acest fel, va fi mai ușor de înțeles valoarea acestuia. Vă amintiți cât timp durează această notă? Un timp! Un timp! Iar pentru că deja ne-am obișnuit cu iepurașul Dodo și tobițele, știm că o tobiță durează un timp. Iar acum atenție! Acel punct este un bonus! Un bonus de jumătate din valoarea notei. Cât înseamnă jumătate din 1? O jumătate de tobiță! Alăturându-le, ne putem da seama că nota de un timp cu punct durează un timp și jumătate. Cum am mai putea scrie această valoare? Simplu, înlocuind punctul cu o notă de jumătate de timp. Însă, pentru a nu fi citite ca două note separate, între aceste două valori vom face un smiley face. Acesta se numește legato de prelungire, iar rolul lui este de a prelungi valorile notelor unindu-le. Unind cele două note, obținem un timp și jumătate. De ce se preferă însă punctul? Pentru o scriere mai simplă și o vizibilitate mai bună. Observați diferența dintre cele două exemple. Acum că știm regula bonusului numit punct de prelungire, să construim tabelul tuturor duratelor cu punct. Și, surpriză! Cea mai lungă notă muzicală, adică nota întreagă, poate fi și mai lungă de 4 timpi, dacă îi adăugăm punctul de prelungire. Din nou, separăm nota de punct. 4 timpi ai notei plus jumătate din valoarea acesteia, jumătatea lui 4? 2. Unindu-le, valoarea totală a notei va fi de 4, nota inițială, și 2, bonusul. Rezultatul este de 6 timpi, care ar mai putea fi scris și notă întreagă plus doime. Vom continua cu următoarele valori de note, cărora le vom adăuga punctul de prelungire. Nota de 2 timpi, denumită doime, urmată de punct. Separăm nota de punct. Nota durează 2 timpi, iar bonusul va fi jumătate din acești 2 timpi, adică un timp. 2 plus 1 egal 3. Iată valoarea de 3 timpi. Următoarea valoare este nota de 1 timp. Cunoaștem deja că această notă urmată de 1 punct conduce spre valoarea de 1 timp și jumătate. Cine lipsește? Optimea cu punct! Optimea reprezintă jumătate de timp, respectiv jumătate de tobiță. Dar jumătatea acestei jumătăți, ce valoare ar avea? Corect! Sfert! Jumătatea împreună cu un sfert vor construi valoarea de 3 sferturi de timp, adică de optime cu punct. În concluzie, orice valoare de notă poate fi prelungită adăugând un punct în dreapta acesteia. Întrebare: dacă nota noastră de un timp ar fi o pizza, cât ar reprezenta un timp și jumătate? Însă, dacă nota ar avea 100 de timpi, cât ar reprezenta punctul din dreapta ei?